Hai să vă arăt ce am făcut. Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou vlog pe canalul ăsta. Probabil o să se întindă pe mai multe zile sau nu, vedem. În principal vreau să fac chestia asta pentru că trebuie să postez. Înainte ca vlogul ăsta să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez un clip nou pe canalul ăsta. Bun! Ca și plan, trebuie să merg până la EMAG, să merg la un Easy Box de la EMAG, să scot un colet de acolo. Mi-a ajuns ceva. Nu-i pentru mine, dar a ajuns ceva și eu trebuie să-l ridic pentru că eu am dat comandă. Ca prima chestie de făcut. După aia o să merg să mă întâlnesc cu un prieten ca să ieșim undeva. E venit acum recent în țară și facem o ieșire așa, poate reușesc să-l filmez, dar poate îl păcălesc. Oricum nu o să vrea să apară, așa că da, vă iau. Suntem deja a doua zi și mergem să vedem un spațiu comercial. Nu o să vă spun pentru ce, o să vedeți pe parcurs. Ideea e că e deja a doua zi și ieri nu am făcut mari chestii, să spunem așa. Mari chestii foarte importante, dar am făcut lucruri. Am făcut lucruri. Și acum mergem să vedem un spațiu comercial, vedem dacă mă înțeleg cu proprietarul, vedem ce preț îmi bagă, ce preț îmi oferă, ce preț, dacă e bun, dacă mă înțeleg cu el. Și după aia ziua continuă, vedem ce și cum se mai întâmplă. Momentan sunt trafic, e destul de vreme și destul de mult trafic. Sper să ajung la timp, am jumătate de oră la dispoziție să ajung acolo ca să pot să mă întâlnesc cu el, că deja e a treia zi când mă amână, că odată n-am putut eu și două ori n-am putut el. Aia e, hai că poate e bine. E puțin aglomerat, dar e bine. Țineți-mi plin. Da. Am fost și am văzut spațiu, n-am apucat să filmez, e foarte agitat așa, nu știu cum să spun. Cred că va trebui să mai văd unul astăzi ca să-mi fac o idee. Ăsta e ceva mai complicat, trebuie făcut niște modificări și nu știu dacă mă încadrez eu la ce ar trebui eu să fac și nu știu dacă e ok pentru ceea ce vreau eu să fac. Așa că probabil o să rămân așa ca un gând pe viitor. Oricum, până la finalul videoclipului trebuie să vă arăt ceva, că am făcut ceva, că nu se poate să fie numai bine așa în videoclipuri. Nu se poate, asta este. Și vă arăt ceva spre finalul videoclipului, rămâneți. Cred că probabil ați văzut deja din titlu. Nu știu, încă îl filmez și când o să-l editez și când o să-l postez, o să-mi dau seama ce titlu o să pun. A, am mai primit ceva, trebuie să vă arăt asta. Dacă tot treceam pe aici, prin zonă, m-au oprit niște băieți la Ursus și au zis că hai să-mi dea o nouă aromă de la ei sau ceva de genul ăsta. Așa că m-am făcut și cu o doză de Ursus, cu o nouă aromă. Trebuie să o testez. Dar după ce vin la muncă, după ce las mașina acasă, că are alcool 4% și nu cred că e pont. Nu-i pont când conduce. Hai, ne vedem. Am ajuns acasă și am două colete. Unul e acolo și unul e aici fix lângă mine și trebuie să-l desfac. Bine, unul dintre ele le așteptam și celălalt, ăla de pe pat de acolo, sunt doar niște consumabile pentru ce fac eu. Ăsta e coletul și probabil deja ați văzut aici partea din spate ce îi. Trebuie să-l desfac. Acum să fac rău de un cutter și să-l desfac. Mi-e greu că filmez cu o mână și cu o mână trebuie să tai treaba asta. Sper să nu fac prostii, știi? Pentru că eu dau ceva scot pe aici, mi se vede piciorul. Salut! Eu dau cu ceva scoci. Chiar n-am nicio trepier nimic. Ce e asta? Bluetooth remote. De chestia asta chiar nu știam, ești nebun? E fete în ce șmetri chestia asta. Dacă conectezi telefonul, poți să faci poze de la distanță. Eu telecomandă. Foarte tare, ia să vedem ce capul e. Nu știam de chestia asta. A venit cadou sau ceva? Pe aia nu știam. Super. Da, scuzați unghiile foarte, foarte șmecher tăiate. Remote și e bine, are baterie. Oho, super. Trebuie scoasă siguranța aia de acolo la baterie ca să pot să o folosesc. Cam așa arată, e făcut să pun aici. Da? Interesant, nu? Interesant. Păi și mai am restul de desfăcut. Hai cu, da. Să-l dăm deoparte fără să... L-am dat deoparte. Probabil asta e ring light-ul care va trebui să desigilez cumva și vă să găsit o parte din trepiedul ăla. Asta ce? Hop, hop, hop. O, este un trepied mai mic.
o spertare. Sau cred că vine conectat la ăsta. Hai să vedem acum ce mai scot aici. Cred că trebuie să scot ring light direct, nu? Nu cred că mai are alte accesorii. Cablu, uite, US2. Mamă, două ring light-uri. Super tare și bănesc că ăsta mic e cu trepiedul, ăsta mic de aici. Ăsta mare, ăsta e suport, ăsta e alt suport. Ăsta e pentru ăsta mare și ăsta mare e cu trepiedul ăla mare de jos, de acolo. Super tare. Ești nebun? E mult mai înalt decât mine. E mult mai înalt decât mine. Foarte tare, foarte tare. Nu mă așteptam la asta. Și două ring light-uri pe care nu le-am comandat. Ăsta l-am luat. Ăsta nu știu ce-i cu el. Nu am idee. Nici primotul ăsta mi-era trecut acolo. Trepiedul știam, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de mare. La modul că e mare. Ce pot să zic? E bonus pentru mine. La modul cel mai serios. Nu mă așteptam la treaba asta. Mi se pare foarte... Uitați cât e de mare. Ia. Nu știu dacă e la maxim, sincer. Ba da, cred că e la maxim. Dar are în jur de 1,90 m, 2 metri, cred că pe acolo, pe undeva. Nu știu, se poate, mamă, se poate înălța mai tare. Super tare, uite, uite-l. Și aici, dacă vreau eu să o montez la nivelul ăsta, la nivelul ăsta aici, așa, aici vine ring light-ul ăla mare. Super tare, ha? Super tare, uite, ce șmec este. Și l-am montat la TV acolo, pentru că nu aveam unde să-l montez. E bine, dacă îl montez aici, unde ar trebui să vină montat, adică în partea asta aici, montăm acel suport. După aia se vede foarte, foarte tare, știi? Pentru că două pot să pun stânga și dreapta și eu mai am unul, dar l-am cam rupt pe cealaltă. Dar are trepiedul mai mic, are trepiedul așa mare, că ăsta așa înalt, plus că ăsta îl pot mult mai mult să-l înalt și să-l pun de deasupra, cumva să bată lumina. Toate astea pe care le-ați văzut am dat 50 lei cu tot cu transport. Se pe mag. Nu știu cum am reușit, nu știu, am găsit-o și mi s-a părut foarte, foarte interesant și aș fi fost fraier să nu cumpăr acest minunat ring light. Am luat o comandă de 300 de poze pentru un bebeluș. De fapt, nu pentru un bebeluș, pentru părinții unui bebeluș, dar cu un bebeluș. Și am stat să centrez, să așez pozele, să îi fac să fie ok, stai să dau drumul la lumină, ceva ce bate cam aiurea, așa mai bine. Și m-am topit. Nu pot să vă arăt. Nu prea pot. De fapt, cred că o să vă arăt așa o secundică. N-ai cum, te topești, efectiv. M-am uitat la toate pozele, că asta trebuie să fac în momentul în care vreau să le printez. Hai să vă arăt ce am făcut. Trebuia să fie aici. Asta am făcut. Am rupt-o. S-a rupt? S-a rupt. S-a rupt. S-a rupt. Greu. Știu. Tell me that you love me, even if it's